Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată că ne reîntâlnim la emisiunea Realitatea Nefardat, acolo unde vorbim despre adevăr, fără să încercăm să-l cosmetizăm. Și am alături de mine un invitat care, cu siguranță, nu va încerca să cosmetizeze cumva adevăr. Doamnelor și domnilor, invitatul meu din această seară este domnul Adrian Anghelescu, consilier local din partea Partidului Național Liberal, pe care îl salut și mulțumesc că a acceptat invitația noastră. Bună seara, sunt onorat. Bună seara tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Domnul Anghelescu, vreau să vă mărturisesc ceva. Înainte de a intra așa în focurile emisiunii, de curând am trecut prin zona asta, Videle, să văd dacă s-a schimbat ceva, pe groapa lui Gheorghiță, unde chiar cu această ocazie apelez cu rugăminte la domnul director de la GSL, ar trebui să mai tundă iarba aia pe acolo, pentru că mai trec și oameni în vârstă și copii care vor să ajungă spre Lidl și iarba aia chiar îi împiedică să scurteze drumul și cred că ar trebui tăiat, nu numai din, eu știu, să zicem, simț de estetica orașului, cât și de necesitate. Și am stat de vorbă cu oamenii din zonă, mai ales cu oamenii după linia Videle, care spre surprinderea mea mi-au spus că vă cunosc, că dumneavoastră vă duceți frecvent prin zonă pe acolo. Nu chiar într-atât cât mi-aș dori, dar să știți că s-a trecut la prima etapă. Pe mine mă mulțumește mai mult faptul că în actual mandat domnul primar ar trebui să-și aleagă foarte bine prioritățile și pentru oameni ar fi binevenit să cunoască termenele de executare la care se aștepte cu finalizarea trotuarului din 1 decembrie 1918, cu asfaltarea străzii, fundătura Videle, parcul Gheorghiță, când se va tunde, că nu-l deranjează dacă știe că peste o săptămână, că atunci va avea timp. În zona Ramadan am reușit cât de cât să facem o suplimentare de fonduri, dar domnul primar mi-a spus că în timpul mandatului său rămâne să vedem când anume, peste 2 ani, peste 1 an, se va rezolva problema cu canalizarea pluvială și cu drumul acela, dacă știți, că este foarte înalt față de curțile oamenilor și la fiecare ploaie mai abundentă au practic inundații pluviale. Nu sunt deranjat nici de faptul ăsta, dar lumea de acolo, din zonă, nici măcar nu se pot asigura. Că agențiile de asigurări spun, vă asigurăm împotriva putremurilor, împotriva dezastrelor, mai puțin inundațiile pluviale. E foarte greu acum să aduci la cota curților strada aferentă. Iarăși, este o problemă moștenită sau băgat acolo niște bani cu piatra aceea, dar pe oameni cred că mai mult l-ar interesa dacă în martie anul viitor, dacă în septembrie anul viitor, să aibă o speranță și un termen elocvent. Acolo, în Ramadan, necesită o lucrare de anvergură pentru că trebuie decopertată strada. Să știți că am fost și cu specialiști. Există o problemă extrem și de și sunt prevăzute bazine de retenție. Extrem de delicată, pentru că acolo cei care au venit și au făcut canalizare au avut niște cote luate, cota zero stradă. O stradă este foarte înaltă. Ei au respectat tehnologia și au pe practic pus conductele la întâi să se ducă. Prima dată trebuia decopertată strada. Corect. Și de-abia pe urmă făcută lucrarea. Da. Acum, imaginați-vă ce înseamnă să decoperteze strada ca să ajungă la cota curților. Da. Ca să, asta înseamnă să refacă tot ceea ce e acolo, canalizare, apă curentă și tot ce e în zonă. Nu știu dacă nu sunt și cabluri electrice subterane. Domnul Mandu, am înțeles, dar uite, și eu sunt sătul că la mine în zonă, practic în 3 ani consecutivi, s-a plătit același șanț de 3 ori. Odată să-mi aducă apa, altă dată tensiunea medie și ulterior, în al treilea an, gazele. Deci, practic, municipalitatea a plătit de 3 ori același tip de lucrare, un șanț, fiindcă într-o jumătate de metru a băgat toate acestea, cu toate că nu au dreptul să fie așa de apropiate una de celelalte. Deci, multe lucrări să fac fără cap. Știți, noi am început emisiunea și am intrat direct în miezul problemelor, fără să vă spun ceea ce de fapt doream să vă spun. Dar mai bine, îmi place un tempo de ăsta mai indicat și nici nu plătesește telespectator.
Domnul Angelescu. Da. Domnule, de regulă, oamenii politici au câte o poreclă. Spre exemplu, domnului consilier Spoială îi se spune Conu. De ce Conu? Probabil expresia lui mai desuzitată și asta a ajuns... Cu... Are sângele bleu. Mai bleu, ales bleu. Albastru. Așa. Așa. Și dumneavoastră aveți o poreclă. Eu nu mă așteptam să vă spună pilotul, aviatorul, prin natura funcție pe care o aveți dumneavoastră, comandant de aeronavă. Dar nu, doamne, pe mine m-a surprins altceva. Oamenii acolo zice, doamne, păi zice, a fost și Catani pe aici. Nu zic, Catani, care e Catani? Mă au să aminte de celebrul serial La Piovra, Caracatița, în care era un comisar Catani. Da, dar mă și îmi puneam întrebarea. Sper îmi puneam întrebarea, numai puțin. Sfârșit. Numai puțin, de ce Catani? Pentru că mi-am dat ulterior seama de ce, pentru că oamenii își doresc un justițiar. Nu neapărat un justițiar care să lupte împotriva corupției, pentru că la noi în Giurgiu nu există corupție, pentru că dacă ar exista corupție, am ști și noi, dar nu există corupție. Râd, da. Dar cel puțin un om da. Care să aibă grijă de felul cum se cheltuiește banul public. Și atunci, cred că ăsta este motivul pentru care oamenii v-au spus dumneavoastră Catani și nu aviatorul sau pilotul. Am înțeles, dar să știți că se cheltuiesc când atât de mulți bani, încât eu nu am timpul necesar. Măcar să mă îndrept și să descoper, practic, pe bune practici sau pe standarde de cost, să identific măcar o sursă de risipă și să le arăt oamenilor. Pe de altă parte, Catani, v-am zis, sper să nu sfârșesc ca... comisar. Protagonistul din serialul respectiv. Noi nu suntem la nivelul mafiei în Italia, instituții, dar avem și drept care sper să mă sprijine la momentul cuvenit, pe cuvântul meu de onoare. Iar și cum m-ați identificat dumneavoastră, ați văzut că nici el n-a făcut mare brânză, că sistemul perpetuează și la ora actuală, numai în Italia, ci în toată Europa. Da? La un alt nivel. Nu pot să fac o revoluție plecând singur într-o cruciadă, dacă oamenii nu sunt alături de mine, credeți-mă. Dar tocmai m-au surprins oamenii, pentru că oamenii vă știu da. Și probabil se simt cumva protejat de prezența noastră acolo. Cred că ăsta este rolul principal al tuturor consilierilor locali, indiferent de partidul din care fac parte. Da, dar să știți că eu mă simt și rușinat, că practic mă duc pe acolo și de unul singur și cu cineva. Și nu prea pot să îndrept lucrurile, mai ales că oamenii trebuie să știe că noi avem minoritate în cadrul Consiliului Local. Suntem doar 7 consilieri PNL versus majoritate PSD 11 și ALDE 3. Dar eu sper să nu mai facem acolo politică și să facem administrare. Orice lucru bun va fi dus pe un făgaș normal și de către PNL și sper eu și de către PSD. Din ce an sunteți înscris în PNL? Sunt de 6 ani. După o revenire am mai fost din anul 1990 până în 96. În 97 am plecat. Ulterior m-am înscris în Partidul Inițiativa Națională alături de Cosmin Gușă, dacă vă amintiți, da. Cu Pavelescu, cu Lavinia Ștandru, cu Cucescu, da. Cu tot. A fost o utopie. Da? Utopie vine din grecescu, nicăieri. Mare utopie franceză da? Și mare utopie română. Da? Dar totuși am crezut că se poate iniția ceea ce se vrea astăzi USB-ul. Atunci și noi ceram oameni care să nu fi făcut parte de niciun partid politic, să nu fi făcut parte din Partidul Comunist sau din serviciile secrete dinainte de 90 și așa mai departe. S-a dovedit totuși că sistemul ne-a înfrânt, dacă am obținut 6% cu candidatura lui Cosmin Gușă la primărie și doar 3,5% la alegerile generale. Da. Și când ați fost înscris, v-ați înscris în Giurgiu sau la București? La București. La București. Da. Prima dată m-am înscris în 90 în Piața Universității. Ați revenit la Giurgiu, da. V-ați înscris în PNL. Da. Dar lumea trebuie să înțeleagă că și cu partidele astea așa e constituțional. Dacă alegi să fii parte la ceva, trebuie să fii înscris. Dacă nu ești destul de puternic, să fii independent. Da. Doamne iartă-mă. Da, am înțeles. Ați revenit în PNL, ați apărut pe listă, da? Ca un meteorit, așa. Sunteți da. Giurgiuvean, oamenii vă cunosc. Dar mulți își puneau întrebarea. Zice, doamne, omul ăsta, cu toate că dumneavoastră ați răspuns la jumătate din întrebarea pe care am să o vă pun acum, omul ăsta ce-i trebuie, doamne? Pilot. Un salariu foarte bun. Când va ieși la pensie, va avea o pensie rezonabilă. De ce s-a implicat Adrian Anghelescu în politică? Pentru faptul că am vrut să mă întorc aici la bătrânețe
să-mi trăiesc pensia alături de giurgiuvenii pe care încă îi mai cunosc și încă mă mai recunosc față de majoritatea generației mele care sunt plecați și lucrează în străinătate și nu așa pe aici, pe acolo, ci în institute de cercetare, în universități. Fiindcă atunci, dacă vă aduceți aminte, școala chiar producea valori care ulterior, după 90, nu și-au mai găsit rostul în această țară și au migrat fiecare imediat după ce s-au deschis granițele. Au stagnat o perioadă de timp, vă amintiți, când aveam voie, fără viză, cu Schengen, cu astea, dar ulterior, toți aproape, sau în marea lor majoritate, au plecat. Lăsându-i pe ceilalți, da. Revin la tine. Revin la mine și la un moment dat, în stadiul de decadență la care a ajuns Giurgiu, și mă repet, că am mai spus de atâtea ori, nu față de celelalte orașe civilizate sau europene, ci față de vestul României, de centrul României sau chiar și de nordul României, Bucovina, Baia Mare, Satu Mare, eu simt că acolo o simplitate a creat tipare, iar ulterior complexitate și a intrat pe un făgaș normal. Adică din simplitate, monocromie al fațadelor, acoperișurile de același fel, canalizare la toată lumea, apă schimbată, rețeaua și așa mai departe. La mine, în Giurgiu, am găsit un bâlci, praf, gropi și nu vorbesc numai de guvernarea de primarul PSD. De oricine, cine s-a perindat. Nu știu unde s-a greșit, practic, că nu s-a început cu un cartier, de pildă. Da? S-a încercat ceva cu centru, ați văzut. Și toată lumea e revoltată, pe bună dreptate, de la periferie, că se fac numai lucrări în centru. Dar și în centru. Așa zise de întreținere. Păi un fiasco, dacă noi lăsăm și punem, poate multă lume apreciază, dar păcat că, uite, n-am venit cu niște aranjamente florale și de jardiniere de la prietenii noștri bulgari. Să vedeți în câte lucruri ne depășesc ei ca urbanism. Rusia e la îndemâna tuturor, poate să se ducă să vadă. Eu nu pricep cum lumea este de acord să punem jardiniere din anvelope reșapate. Eu am înscris despre lucrurile astea și am pus cauciucuriada. Da, dar uitați, am văzut un exemplu și de cauciucuri, dar în comune. Deci în comune, nu în mari așezări urbane sau reședințe de județ. Cauciucurile plecau de la, să pricep telespectatorii, de la un diametru mare spre un diametru mic, în stil piramidal, tăiate, și practic ulterior florile acoperau toată anvelopa. Nu se mai vedea acea oribilitate de care de-abia aștept să scap și din curte, nu s-o vezi pe stradă și vopsită în... Erau flori curgătoare din asta. Bineînțeles, da. Da, probabil n-am apelat niciodată la un specialist. Sau, pe urmă, spune, m-am săturat că dacă vin și amenajez coronamentul arboricol, nu e bine, că dacă vreau să intervin aici... Uite, de pildă, și la mobilier urban, vă aduceți aminte, vă plăceau ancorele care semnificau ceva, tradiție. Deci, nu e, dar ne reprezentau ancorele. Bineînțeles, pe mine mă inspira, practic, și elicea aceea care se rotea datorită vântului, da, în fața șantierului naval. Copil fiind. Am văzut în parcul de la Varna, ca să nu mai zici de la intrarea în Constanța, deci specific, tradițional, pus o navă acolo, andocată, uscat, întreținută tot. Noi am dat și am tăiat câte nave pe preț de fier vechi. Și nu avem o navă la o intrare în oraș, într-un parc, care să inspire un copil de 5 ani, de 6 ani. Pe dumneavoastră nu vă inspira în copilăria dumneavoastră? Ba da. Anumite lucruri? Ba da. Vedeți? Și pe mine. De-aia îmi plânge sufletul câteodată. Dar ce să le mai spun, că sunt atâtea probleme încât te copleșesc, pe cuvântul meu de onoare. Și implicarea mea, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, a făcut ca să nu mă mai simt complice asupra faptului că nu am intervenit atunci când se putea interveni. Pe de altă parte, sunt și puțin mâhnit, că și eu, dacă fac pe martirul mâine, cum a spus dumneavoastră, că n-am grijă zilei de mâine sau de poi mâine, eu simt că în spate nu vine nimeni să mă susțină. Ba, cred că o să scoată telefoanele mobile să mă filmeze în jargon cum eu fur. Mă scuzați. Da. Da. Am înțeles. Am înțeles motivul care va determina pe dumneavoastră să știți unde în politică. Aș ced eu ca societatea civilă să se trezească aici. Dar e foarte greu. Aici trebuie să foarte dependenți. Foarte mult ca să schimbe o mentalitate. E greu. Dumneavoastră, ca și politician, vă asumați un rol extrem de dur, de și complex, ingrat, să știți. Și totodată ingrat. Da. Da. Așa este. Și pentru că toți sunteți penelist,
Ce se mai întâmplă în PNR? Foarte bine. A avut loc o consfătuire la Brașov, dacă cumva sunteți în temă, cu aleșii locali. Practic s-au dezbătut anumite lucruri acolo și asupra mandatelor de reprezentare ulterioare. Dar pe mine mă intrigă faptul că... S-a convenit că... cumva asupra unei liste care vor fi candidații PNL-ului? Nu, deocamdată nu. Toate sunt jocuri de culise și practic se încearcă să se vadă notorietatea față de publica fiecăruia și reprezentativitatea fiecăruia dintre ei. Pe undeva asta e un lucru bun. Consider că PNL-ul este un partid viu într-o continuă reformare. Și fiecare este normal și liberalismul sau... tocmai prin asta se deosebește de celelalte partide, chiar și prin libera exprimare. Adică fiecare dintre liberali au curajul atunci când trebuie să spună lucrurilor până. Da, dar asta ne face și electoratul să fie foarte mofturos și să nu vină de multe ori la urne, nefiind așa de disciplinat ca la alte partide. Sper să tragă o învățătură de minte cu ceea ce s-a întâmplat. Să știți că disciplina comunistă n-a dus la nimic bun. Eu am înțeles, dar electoratul nostru trebuie să știe, mai ales cel giurgiuvean, că ne-au lipsit 3 voturi pentru a obține al 8-lea consilier local. Fapt care făcea ulterior ca PSD-ul să nu dețină majoritatea. Da. Da. E discutabil. Am mai discutat despre lucrul ăsta, chiar și în particular cu dumneavoastră. 3 voturi. Alea 3 voturi, poate chiar au existat, dar s-a vrut să nu existe. Mă rog, dar nu e momentul să discutăm acum. Poate era strand. Da. Trebuie să vă spun ceva. Astăzi am fost sunat de Marian Prodan. Îl cunoașteți? Da. Da. Dom'le, omul ăsta, eu am participat ca și ziarist, ca și om care simpatizează dreapta, la campanie electorală, la ceea ce ați făcut dumneavoastră. Da. Aleși locali de mâini, de azi. Unul dintre cei care mie mi s-a părut că s-a implicat, nu mult, extraordinar de mult, care a pus suflet, care toată ființa lui, prin toți porii lui, până și, cred că și transpirația, mirosea liberalism, care a pierdut nopți întregi în sediu de campanie. Era surprins când a auzit că urmează să fie exclus din partid, invocându-i se că a fost alături de PSD. Nu vreau să vă pun într-o situație delicată față de colegii noastre, dar știindu-vă un om care totdeauna spune adevărul, de-aia am și permis să vă întreb, cum vi se pare acest lucru? Păi și care este problema? Vor să-l îndepărteze, practic, sau? Da, vor să-l excludă din PNL. Pe motiv că nu s-a implicat în campanie electorală și că a jucat cu PSD-ul la două capete. Dumneavoastră puteți să credeți lucrul ăsta? Eu nu vine să cred. Nu că n-aș putea să cred, aș putea să cred dacă sunt pus în fața unei argumentații și al unor dovezi, cât de cât pertinente. Dar eu n-am auzit așa ceva în cadrul partidului. Vă dați seama că nu mă sunați să-mi spună lucrul ăsta fără ce să fie adevărat. Ce vă pot spune eu? Că chiar am văzut implicarea lui Marian Prodan și chiar am simțit nevoia de ajutorul lui. Da. Fiindcă eu, practic, eram, vă spun, cinstit, mai puțin experimentat. Mi-e greu să cred că... asta de gherilă de stradă. Marian Prodan este produsul unei școli de actori. Mi-e greu să cred. Și eu... El afișează un aer din ăsta de Gigi Duru, un tip din ăsta dur, așa. Doamne, pe durul ăsta, în momentul în care s-au aflat rezultatele la câteva secții de votare, eu pe durul ăsta l-am văzut plângând. Un om care plânge poate să fie duplicitar? Dar nu cred că e duplicitar. În primul rând, cred că e la... a treia sau al patrulea ciclu electoral la care participă? Sincer, nu știu. Știu că e de o eternitate în PNL, dar de câți ani, tot la fel. Nu știu. Dacă ar fi pactizat sau ar fi mers la două capete, în tot răstimpul ăsta nu s-ar fi simțit? Adică atunci când s-au luat anumite măsuri împotriva anumitor persoane cu care să nu participăm în campanie, nu era și cazul domniei sale?
să fie cred spus. Că dumneavoastră aveți posibilitatea să discutați cu liderii partidului și să le explicați realitatea, pentru că omul ăsta a fost alături de dumneavoastră. Eu cel puțin l-am văzut permanent acolo. Da, da, vă spun cinstit, până nu vedem o argumentație și dovadă. Sigur, sigur. Dar ar fi o pierdere pentru așa o consider, îndepărtarea lui Marian Prodan. În rest, cum vă organizați pentru alegerile care bat la ușă? Tot așa, o luptă de gherilă, pe stradă, toată lumea. Sper și în implicarea fiecărui om, dar fiecărui om, că aș vorbi iarăși lucruri care nu le înțelege prea multă lume, prin faptul că mult mai importanți sunt aspiranții la un partid național liberal, așa cum îl văd ei, prin libertatea cuvântului, cum a spus dumneavoastră, libertatea individuală, prin inovație, prin plus valoare, iar prin această plus valoare, orientare către social, nimeni nu va mai înțelege nimic. Fiindcă oamenii pe care trebuie să-i trimitem noi acum în stradă trebuie să fie foarte conștienți că trebuie să le spună acelui electorat disciplina de care vorbeam. Că odată și odată trebuie să se răzgândească sau să se gândească și la altceva. Ca fiind o bunăstare care se îndreaptă ulterior către social, că nu putem la infinit să fim codașii Europei și să fim cu mâna întinsă la împrumuturi externe. Și în baza resurselor pe care deja aproape în totalitate ni le-am înstrăinat, trăim niște redevențe derizorii care sunt tot dictate de către Europa și odată ce balanța înclină mai spre mămăliga care explodează, de-abia atunci mai creștem și noi puțin, mai aducem ceva la buget ca să susținem un salariu mediu de 400 de euro sau un ajutor social de 350 de lei. Da. Am vorbit cât de simplu am putut pentru... Da, ca oamenii să înțeleagă. Mi se pare, am observat că majoritatea politicienilor, da, atunci când apar în fața micilor ecrane, încearcă să-și formeze un vocabular elevat și folosesc termeni pompieristici din care oamenii, sincer, nu înțeleg nimic. Hai să testăm, să vorbim de indicii de performanță aici. Vreți? Cu cuvânt, da? Da. Sau de coeficientul de risc de țară. Domnul Angelescu, am vorbit despre dumneavoastră, deci motivul care v-a determinat să vă implicați în politică. Am aflat că PNL-ul e un stup în care albinuțele lucrează. E, nici chiar așa, e da. Perioada de vacanță tot. A, sunteți în vacanță? No. Mergem, dar așa, în că, tempo normal. Apropo, aveți și trenduri în PNL? Da. Dar ei, nu să vă pun acum să și exemplificați. Dar nu-i cunosc. Apropo, fiecare partid are parte și de trândă, de cum are și fiecare stup. Mă surprinde ceva, sincer, da. Și acum să nu mi-o luați în numele de rău, eu sunt un om care... Am respectat cumva comunismul, dar cred în liberalism. E un paradox. Da. Cu altă ocazie am să vi-l explic. Păi stați puțin, că și eu sunt de acord cu comunismul, partea teoretică. Da. Pe cuvânt. Dar nu sunt cu birocrația și cu sărbicile secrete. Am surprins un lucru. Da. Personal, da, cu domnul Stănișteanu, eu, Giurgiuvean fiind ca și din lui, am un... O chestie din asta de afinitate. Mi-e simpatic și chiar drag omul. Nu știu datorită cărui motiv. Da, lui a considerat, cu toate că promisese că în PNL a fost opus de Ganie, nu știu dacă o știți dumneavoastră. Au apărut doi candidați, cu toate că era numai un. A apărut și domnul Rustăniștea. Știu. Doamne, decât că n-au jurat cu mâna pe Biblie, s-a făcut un sondaj. Și n-au pus mâna pe Biblie să jure, dar s-au asigurat că cel care va ieși pe locul 2 va susține pe cel care va ieși pe primul loc. Păi, au făcut și afirmații oficiale în sensul. Bun. Ia că a ieșit domnul Nicolae Florian pe primul loc urmarea sondajului, domnul Noru Stănișteanu pleacă din PNL, creează un partiduleț ceva mișcarea cu liberal, cu nu știu ce. Mișcarea liberală. Mișcarea liberală, așa. Un grup restrâns de oameni tot proveniți din PNL. Bineînțeles că au contribuit. Acum nu știu dacă cu intenție să-l ajute pe domnul Barbu, cu toate că domnul Barbu a recunoscut că domnul Stănișteanu l-a ajutat și l-a recompensat prin funcția de inginer șef în zona liberă. Nu asta mă interesează.
Pe mine mă surprinde altceva. Revine în PNL domnul Rusta Nișteanu și se oferă poziția de vicepreședinte, da? Acum să mă ierte Dumnezeu. Eu cred că în PNL e bine să se reîntoarcă toți cei care au fost membri, inclusiv Vasile Mustăță. De ce n-ar veni și Vasile Mustățea? De ce Vasile Mustățea ar fi considerat mai paria decât Noru Stăniștean? Păi da, cred că domnul Vasile Mustățea nu s-a exprimat în sensul acesta. Să înțeleg că dacă vrea, e bine primit. Nu mă rog, știe, poate avem parte. Dar totuși mi se pare, sincer, cred că nu numai pe mine mă surprinde modul cum s-a acționat. Îl aducem înapoi pe cel care ne-a furat câteva sute de voturi, dacă poate conta în ecuația jocului. Îl aducem înapoi și îl punem vicepreședinte. Cum vi se pare? E ceva normal? Sau ține de normalitate, de anormalitate? Că eu unul sincer nu mai înțeleg nimic și v-aș ruga să mă luminați. Am înțeles, dar poziția mea din partid nu-mi permite decât să-mi dau cu presupusul, ceea ce nu vreau. Nu fac parte nici din birou politic executiv. Am înțeles, deci e bine că a venit domnul Stănuștean și închei. Dacă mă întrebați pe mine, Adrian Anghelescu, cu toate că nu știu dacă e bine să mă exprim. Nu vă întreb, nici nu vă mai întreb. Nu, mai dă, eu mai vă spun, nimic. Dar nu-l cunosc pe domnul. Nu, e părerea mea, eu am spus-o ca și cum văd eu lucrurile, nu trebuie să-mi spuneți dumneavoastră nimic. Îmi cer scuze chiar că v-am întrebat, pentru că îmi dau seama că sunteți într-o situație extrem de delicată. Este problema domnului președinte și al biroului politic, dar că domnia sa a concretizat că și cele 800 de voturi obținute de către Mișcarea Liberală sunt foarte bune și sunt aducătoare, practic, de opoziție eligibilă în Parlamentul României, este foarte bine. Nu aveți garanția că Noru Stăniștean nu mai face liberalea mișcare acum? Am înțeles. Și, domnul Mandu, dumneavoastră e simplu, ca și vedem și eu lucrurile. Dumneavoastră acasă, vă consultați sau nu cu soția? Sau cu copilul, cu băiatul, da? Mai mult cu mama, o consider mai coaptă la minte. Câteodată, ca tată, virgulă, cap de familie, luați și unele decizii fără să informați pe ceilalți. Da? Spre binele lor, considerați dumneavoastră. Și vă asumați acest lucru. Dumneavoastră faceți așa, procedați în felul ăsta? Nu. Nicio. Mă văd și eu acum ca o familie mai mare și sper eu că ulterior transparența va fi totală și la noi am partid, înțeles. Măcar la nivel informativ, nu consultativ. Am înțeles. Da? Și referitor la familia mea, să știți că absolut niciodată, spre exemplu, nevastă mea îmi distruge copilăria de vreo 30 de ani, n-am luat niciodată o decizie unilaterală. Da. Chiar și atunci când am greșit. Am greșit împreună, imaginați-vă ce ar fi însemnat să greșesc singur. Da. Așa, dacă greșeala se împarte, parcă altfel. Da. Haideți să trecem la un alt subiect, destul de fierbinte în urma noastră. PSD-ul e un întreg, privit așa din afară. Domnul Mandu, vă supărați dacă v-aș cere să nu vorbim de alte partide? Ba, nu, domnule, pentru că e o problemă care privește pe toți oamenii. Eu înțeleg, dar eu sunt dinamovist, ca un exemplu, și vorbesc despre Steaua. Noi amândoi, eu știu că dumneavoastră chiar sunteți din Auvis și eu sunt stelist și vedeți că putem să stăm de vorbă. Da. Eu nu vă cer să dați cu partea în Dumnezeu, eu vă cer o părere. Bine, de acord. Atunci, e o problemă care ne privește pe noi toți locuitorii, nu pe oamenii politici. Da. Pe noi, ca să pe cetățeni. Atunci așa ar trebui să înțeleagă telespectatorii, că chiar dacă pe domniile lor nu interesează de politic, pe politic îi interesează fiecare. Noi nu discutăm politic. Noi discutăm o problemă că afectează, între doi oameni care sunt afectați. Noi, deci PSD-ul privit din afară pare un întreg. Au câștigat alegerile. Da. Primărie PSD, Consiliul Județean PSD. Bă, ce credeți dumneavoastră că sperau oamenii? Ca lucrurile, eu cel puțin așa credeam, cu toate că v-am spus și mă repet, nu simpatizez. Să vină bani de la Ministerul Dezvoltării, de la investiții. Doamne, mă așteptam ca Giurgiu în sfârșit, municipiul și județul în întregul lui, să înceapă să se dezvolte, să se simtă ceva. Și pe nepusă masă apare o juncțiune, negândită de nimeni. De undeva așa s-a întâmplat o minune. Și domnul Barbu își arată clar opoziția față de județ, că nu este și președinte de organizație municipală. Vreți să vorbiți până la urmă de facțiunile Dragnea-Ponta? Cred că asta vreau să spun. Cred că aici...
Pentru că se știe că încă dinainte de alegerile locale se vorbea despre o plecare fără echivoc din partida domnului Ponta și înființarea unui alt partid. Am aflat că acum îi zice cumva PRU, da? Partidul România Unită. Da? Da, nu, cred că e doar o amenințare ca să mai câștige notorietate, să țină... Îmi dați voie să vă spun punctul meu de vedere, ca să nu vă mai forțez pe dumneavoastră să spuneți ceva? Da. Nu, eu cred că... Nu, forțați-mă, îmi place. Ce se întâmplă la centru e o reflecție la ceea ce se întâmplă la noi în localitate. Așa este. Deja posturile naționale vorbesc despre lucrul ăsta, că a început o scindare, despre o alianță între domnul Ponta și... Mihaela, dragostea mea, Joana. Domnul Joana, oameni din PSD care se alătură foarte mult domnului Ponta. Da, Joana vine la pachet cu Vanghelie. Vanghelie se știe că nu l-a agreat niciodată se pe Dragnea. Știe. Da? Și atunci nu m-a surprinde ca Dragnea să fie Vanghelie să fie tot în pachetul ăsta. Iar la noi, în Giurgiu, se spune așa. Domnul Bădălău este agreat de domnul Dragnea. Iar domnul Barbu este agreat de domnul Ponta. Da. Da? Ori dacă îi lipim, se formează două entități. Pe de-o parte Ponta, de partea cealaltă Dragnea, care l-are lângă el pe domnul Bădălău, și Ponta, care l-are lângă el pe domnul Barbu. Pentru că altfel, încercați noi astăzi să vă explicați următoarea afirmație. Eu nu voi vota un partid, și se referea la propriul partid, la alegerile europarlamentare, dacă. Înțeleg, da. Vedeți, panelistul de mine îmi spune să nu-mi dau cu presupus și să nu mă implic în niște probleme care nu mă privesc. Pragmatismul panelist din mine îmi spune să profit cât pot eu de mult din această scindare. E normal, da? Și mă scuzați că sunt sincer, probabil alții nu o fac. Nu trebuie să vă cereți scuze. Mie mi-ar place să pot eu cel puțin să înțeleg dacă scindarea asta, dar aveți dreptate, care are loc în PSD, este în avantajul meu al cetățeanului de rând. S-ar putea să-i afecteze, adică să-i afecteze cu întârzieri de termene, întârzieri la investiții, întârzieri pe studii de fezabilitate, de proiecte, de o strategie, de un făgaș pe care îl așteaptă orice investitor, care să aibă o predictibilitate. Așa cum a fost și cu Silicon Valley și cu orice. În ce ne transformăm noi? Aș dori să discutăm, uitați, de problema care a stat la baza acestor declarații a domnului Barbu privind trecerea zonei libere, da? Uh-huh. Înapoi către Consiliul Județean. Exact. Dumneavoastră cred că știți mai bine decât multă lume cum stau lucrurile acolo, cum au aparținut și când au fost transferate acele terenuri, în baza cărei hotărâri de guvern și așa mai departe. Presupun că cunoașteți și toate scandalurile de pe timpul domnului Nițulescu, Dumnezeu să-l odihnească, de firma americană Eastgate cu $500 în spate, care încerca să pună mâna pe foarte multe terenuri acolo cu un proiect amărât. Vă aduceți aminte? Cum? De acel scandal? Bun. Dar eu văd lucrurile în următorul sens. Liberalul de mine îmi spune exact cum vă spuneam, inovație și plus valoare. Eu trebuie să găsesc oportunitatea. Dacă sunt bani pe axe de finanțare la Consiliul Județean, foarte bine. Batem palma și ne apucăm amândoi de treabă. Dacă sunt bani la primărie pe axe de finanțare sau pot eu să-mi susțin practic activitatea în zona liberă doar din licențe, din administrarea propriu-zisă a acelei zone, foarte bine. Pentru giurgiuveni este bine, după părerea mea, să avem și zonă liberă și parc industrial. Fiindcă cea mai mare zonă liberă din România, iar cifrele de afaceri nici nu se compară, este Constanța, care are aproximativ 102 hectare. Noi avem 260 de hectare la Giurgiu, o cifră de 102 ori mai mică a afacerilor, din care doar 160 de hectare aproximativ sunt terenuri
folosite de către zona liberă, platforme betonate, clădiri și toate cele, noi putem foarte bine să dăm șoseaua de centură care nu mai folosește la nimeni, doar pe două benzi, în partea centrală a zonei libere. Care șosea de centură? Șoseaua de centură, actualmente care vine de la Vamă, prin spate, pe la mine, pe la Aleea Plantelor, este la alei la podul Bize. Vreți să vă spun ceva? Vreau să vă spun ceva. Sunteți consilier local. Da. Și doresc să vă corectez. Să mă aduceți aminte. Doresc să vă corectez ca să nu vă aflați într-o gravă eroare. Nu, șoseaua, de șoseaua aceea nu se nu poate prevăzut. Numi șosea de centură. Așa, e impropriu. Deci, aveți dreptate. Vă spun lucrul ăsta pentru că șoseaua aia la care dumneavoastră îi spuneți de centură este făcută din fonduri proprii ale... Știu. Pe timpul domnului Iliescu. Fondul lui primul. Deci nu vorbim de șosea de centură. Dar atunci erau niște încasări, dacă vă aduceați aminte, de la taxi. Tocmai, pentru că era normal. Pot, și tot, nu, tot, nu despre asta vreau să discut acum. Da. Practic, dar nu-i șosea de centru. Urmăriți-mă. Așa. Practic, de la plase, ocolitoare. Plase sudate, mai e aliniamentul terenului agricol care există acolo, iese pe la poliția locală, se transferă în zona transfrontalieră adiacentă podului pe dreapta, se lasă în jos pe terenul domnului Nicolae, care este de acord, să tranzităm zona prin crearea unui pod de 125 de metri, coborâre pe aliniament de 4 benzi, că presupun că va necesita acea zonă 4 benzi, 2 pe fiecare sens, da? Și o scoatem aici, dincolo de podul Bize, într-un mare giratoriu și să continuăm spre Slobozia sau spre adiacent, spre zona portuară. Nu este mult mai simplu așa? Și au giurgiuvenii parte și de zonă liberă, și de firmele de acolo, și de parc industrial. Fiindcă a fost o nebunie totală și acolo, dacă vă amintiți, o bună parte din firmele nou constituite, asta e foarte important. Știți că a avut scutire de impozite și de taxe și așa mai departe pe timp de 10 ani? Ulterior, s-au retras acele firme și astea. Da. Trebuia invers să gândească guvernul și asta trebuia să facă domnul Mandu. Peste 10 ani, următorii 10 să ani... Să impună taxe și impozite. Nu. Să scade. Primii 10 ani plătești. Aha. Dacă ești loial, după 10 ani nu plătești. M-ați înțeles? Nici dracu nu venea. Întotdeauna. Când așa plătești, ziceau oia și în Silicon Valley. Nu mai vine nimeni. Da? Da. La pomană tot se înghesuie. Corect. Dar și când e vorba să scoți și din buzunar, gata, s-a terminat. Da, da. Uite, dar eu nu știu despre asta vreau să vorbesc. Că vreau să înțeleg de la dumneavoastră. Da. Ce justifică bătaia asta pe zona liberă? Nu mai vorbesc de apa service, ba poate să vorbești despre apa service. Dar ce explică, ce justifică bătaia asta? Păi depinde cum vedeți dumneavoastră administrarea unei zone sau a unei societăți, da? Practic, ce e? Da. E un ciolan. Ca să mă explic pe șleau. Cine era dracu de ciolan? Cine era butoane? Că da, e normal, ciolanul ăla se numește patrimoniu. Se numește și eu sunt patrimoniu, interesat. Da, 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 ciolanul e patrimoniu. Da. Uite că o să scriu o poezie, ciolanul patrimoniu. Da. Da. Pe mine, ca și giurgiuvean, mă interesează extraordinar de puțin că e la primăria Giurgiu, zona liberă, sau că e la Consiliul Județean. Pe mine, ca și giurgiuvean, mă interesează ca zona aia liberă să producă locuri de muncă. Nu, stați puțin, ar trebui să vă intereseze și ce produce la bugetul local. Domnul. Da. Taxele pe clădiri. Să plătesc ulterior, asta vreți să-mi spuneți. Și dacă nu se pierde nimic. Da. Și licențele. Deci primăria nu pierde nimic. Dacă ar mai exista zonă liberă, da. Și atunci de ce nu lăsăm, Doamne iartă-mă, că am văzut că în 4 ani de zile primăria nu a fost capabilă să facă nimic. Până la urmă e o problemă de legalitate, da? Dar e legală. Dar eu nu înțeleg altceva, cum de nu se înțeleg ei? Împreună, deci, să facă bine Giurgiuveni. Am încercat eu să vă spun mai devreme cum e cu John Tionă sau cu partidele, cu fracția care a părut în PSD. Da. Dar nu știu dacă e relevant. Bine, doamne... Pe mine mă interesează mie ca și Giurgiuveni. Eu încep să, vorbind, încep să mă enervez. Și să vă spun de ce. Eu, într-adevăr, consider că Giurgiu ăsta trebuie să fie un oraș frumos, un oraș curat. Mie mi-ar place străzile să fie poleite cu aur. Dar nu pot să cred că este normal ca un copil să nu aibă ce să mănânce. Nu cred că este normal să construim canalul și Cama, amenajare pe canalul Cama, să se plimbe oamenii cu bărcuțele care n-au bani, n-au ce să mănânce. Și pe mine mă revoltă lucrul ăsta. Fac ce? Că acum o dăm puțin și în date din astea tehnice. Ne apucăm să facem un dig, un zăgaz. Pentru ce-l fac pe ăsta? Pentru că există două pericole mari. Unu,
ca să țin apa mai mică în zona unde am amenajat canalul, ca să nu stric hardughiile alea, cazematele alea, există riscul să crească apa mare în partea cealaltă, da, și să inunde inclusiv unde a fost voința, și știți dumneavoastră cui aparține terenul, să inunde DGSPGC-ul, să inunde silozurile, dacă țin apa mică aici și crește în partea cealaltă. Ce nu știu, în schimb, oamenii ăștia, și se joacă cu milioanele de euro, nu știu că la noi pânza freatică este foarte sus. Fiind foarte sus, pânza freatică, principiul vaselor comunicate le-am învățat prin clasa 4-a, 5-a, nu mai știu exact. Și să relua în 2 ani. Doamne, mama e de treabă. Cu toate zăgazurile din lume, da, ei nu vor putea să țină apa decât la același nivel. Bun. Și atunci, pentru ce cheltuim atâția bani? Am mai văzut acum și cu asta chiar întrerup și vă las pe dumneavoastră, vă rog. Bani europeni. Bun, sunt bani pe care îi dăm înapoi de nimeni de pomană. Care plătești o cotizație. Sau trebuie să prioritizezi. Numai că la noi se repede lumea pe axele de finanțare ca să puse la dispoziție, domnul Mandă. Mă înțelegeți? Dar noi nu suntem atenți și nu suntem eficienți într-un plan, exact cum a spus dumneavoastră, de plus valoare, de creare de locuri de muncă, da? Eu m-am săturat în Giurgiu posturile ofertate de muncă să fie de frizer, motostivuitorist, cofetar, ospătar și așa mai departe. Bucătar. Eu, dacă ar fi după mine, aș crea acel parc industrial. Aș crea toate facilitățile de care sunt eu în stare ca primărie. Aș mai tăia din toate ajutoarele care se dau, știți dumneavoastră mai bine decât mine pe ce se dau de mulți, mulți ani de zile. Și aș face o chirie modică pentru fiecare lot de 500 de metri pentru hală industrială care mă angajează minim 20 de oameni, dar atenție, pe salariu minim de 2000 de lei net. Vă garantez eu că vor veni firme care vor specializa oameni care să câștige acei bani. Și nici nu mă mai interesează ulterior că aceste firme vor intra în insolvență, se vor muta în alte zone cu facilități mai mari, fiindcă mie îmi rămâne resursa umană specializată și de-abia va aștepta altcineva să ia locul, creând alte facilități la rândul. Păi și atunci vă întreb eu, asta e o gândire liberală. Da. Nu vă supărați că vă întreb. Vă considerați cumva un geniu? Nu. Considerați că ceea ce îmi spuneți dumneavoastră... Genii sunt ăia pe care îi citez. Un moment. De care mă, deci, care mă inspir. Nu vă considerați un geniu, nu? Vă considerați un om normal, da? Da, un om normal. Cu studii superioare. Da. Cei care ne conduc pe noi nu sunt oameni normali cu studii superioare. De ce își bat joc de inteligența noastră, da? Știți de ce? Cred că undeva acolo se scurt circuitează, apare în majoritate mediocritatea, da, iar această mediocritate este susținută de către interese de grup. Și atunci degeaba ai tu intenții bune, că meritocrația nu înseamnă de fapt doar inteligență emoțională și educativă, ci înseamnă și bune intenții aplicate, demonstrate. M-ați înțeles? Că degeaba ești foarte bun, foarte bine pregătit dacă tu nu ești de intenții bune. Da. Da. Uite cum zboară timpul. Am să vă mai rog să comentați ceva. Vă rog. Sunteți consilier local și o să trebuiască mai devreme sau mai târziu să aprobați. După cum știți, în Giurgiu a avut loc o tabără de vară cu câțiva copii din ăștia de la arhitectură, care au inițiat un proiect legat de podul Bizet, care a devenit monument istoric. Schițe și proiecte, da. Dom'le, am văzut pe domnul Barbu la televizor. A legat acest proiect de dezvoltarea durabilă a orașului. Când vorbea de dezvoltarea durabilă a orașului, încă nu exista acest proiect, eu îi spun, de domeniul... Nu mă înțeles, e un concept pe care l-a preluat toată lumea, pe mine mă enervează dezvoltarea asta. Puțin. Că și deci egiptenii n-au avut și dezvoltare durabilă. Mie mi se pare de domeniul SF-ului. Uh-huh. Cel puțin pentru noi, pentru orașul nostru. Zice, domnule, pe podul Bizet, într-un colț așa, să iasă apă. Probabil vrea să se referă la circuitul apei natur. Am învățat noi la ecologie. Da? Apurul, condensul, în altă parte, deci, tot o așa, condens, da, o ceață, da, și cu niște picături mai grele de apă. În altă parte, o pânză de apă. Da. Asemenea, un ecran pe care să proiecteze imagini și să vină oamenii pe pod și să facă selfie. Noi vă dați seama că domnule, utopia, chiar și utopia, că am vorbit mai devreme de utopie, se pot realiza are o limită. Ușor.
foarte ușor, dar e bază de apă de densitate diferită. Ceea ce spune domnia sa. Cu densitate. Știu. Dar ce să faci cu asta chiar dacă eu trafie de care vorbeați? Dacă în cealaltă parte am parcarea cu tirurile astea de cereale la intrarea în zona liberă și de cealaltă parte am parte de altă parcare și cu... Nu, nu, și vin oamenii, da. Mi se pare ipocrit. Da. Nu poți să spui că vei crește turismul, că vor veni oameni în Giurgiu, da, să facă selfie pe pod. Am înțeles. Și mai mult decât atât. Care toate sensurile giratorii, atenție, toate sensurile giratorii, o să vă întreb, toate sensurile giratorii, să aibă fântâne atenție. Care sensuri giratorii, domnule? Ăla strâmb, ăla pus într-o parte, dacă nu ești atent sau nu ești din jurul lui, să faci accident? Păi da, dar a fost pus într-o parte că nu aveau atâtea soluții și în cauza unui litigiu de teren. Noi, lasă-mă, dracu, că acolo puneam semaforizare, nu făceam porcăria aia care e acolo. Apropo, eu am cerut semaforizare la liceul Maiorescu. Am înțeles că acum 3 săptămâni a avut loc iarăși un accident acolo. Aha. Îmi susțin cererea și în fața camerelor de la vedere și chiar îi rog pe telespectatori să ne spună și conducătorii auto dacă este imperios necesar un semafor pe adiacentul liceului mai mult ca sigur cu blocul acela cu BRD-ul. Eu, unul ca și conducător auto și ca cetățean al acestui oraș, ați văzut ce noi acolo trebuie să fac. Acolo trebuie semafor. Acolo se circulă haotic. Copiii de la școală largă din cea mai simplă soluție de care spuneați și dumneavoastră, da? Păi noi nu știu de ce nu căutăm soluțiile simple și ne scărpinăm așa. Da, vă spun. Uite, cu vis-a-vis de fântân, da? Vreau să vă spun o soluție ieftină de fântân, dacă vrea domnia să... Vreau să vă întreb. Am înțeles. Artere pietonală avem în Giurgiu? Avem. Strada Gării, da? Avem. O fântână foarte simplă este la nivelul caldarâmului. Sunt niște pompe, practic, de fântână arteziană. Caldarâmul este înclinat spre o rigolă circulară de unde preiau pompele și, practic, să circulă, să recirculă apa direct la nivel de caldarâm și este o frumusețe și se și vaporizează datorită vântului natural și nu mai există o investiție de maxim 5.000 de euro. No? Păi de ce să cheltuim 5.000 de euro pe ceva util și n-ai cheltuit 150.000 pe centru de orientare turistică? Păcat că nu m-am pus și pe mine, poate câștigam la schițe și proiecte. De ce n-am participat și noi la schițe și proiecte? Cum se numește de centru de orientare turistică sau cum îi spune la ala din parc? De la fântână? De acolo? Ala de 3.000 de euro metru pătrat? 150.000 de euro. Păi da, dacă am atâta face și fără funcție. Dar ce, cum, ce, la centrul de informare centru turistică? Centrul de informare turistică, știți? Dumne, cum sunt majoritatea centrelor de informare turistică? Păi asta vreau electronice să... și cu indicatoare. Spre, în limba română și în limba engleză. Spre, în limba... Nu mai stai un control da, să îi îndrepti. Stau 150.000 de euro? Da, da, sunt bani europeni, domnule. Sunt doar câteva auziți, mii. Apropo de da, să vă pun întrebarea, că da, tot am rămas în urmă cu întrebare. Veți fi de acord în cadrul Consiliului Local, dacă domnul primar vă va prezenta un proiect și să fiți de acord cu cheltuirea banului public pentru podul Bizet? Nu, dacă este vorba de banul public, eu văd cu prioritate îndreptarea lor către copiii aia de care vorbeați anterior, din familiile nevoiașe sau din zonele defavorizate ale Giurgiului. Că trebuie să recunoaștem, sunt zone, clar, care plătesc cu săraci oameni taxe și impozite și au pretenții. Ați dat drumul la cantină? La cantină nu, după știința mea nu. Dar practic am văzut o întreagă dezbatere. Să știți că m-am uitat pe aproape toate ședințele de Consiliu de anul trecut și la un moment dat știți că era dezbatere pe legea 208 privind ulterior noua organigramă a cantinei și nimeni nu avea curajul sau să spună lucrurile pe nume câte porții sunt alocate actualmente, pe bune. Că a fost perioada electorală, că n-a fost perioada electorală, că a intervenit domnul viceprimar Vladu, că n-a intervenit, nu mă interesează. Și m-am dus până în noiembrie cu ședințele Consiliului Local și am regăsit acolo în declarația oficială a domnului primar Barbu cu ocazia zilei de 1 decembrie de anul trecut, prin alocarea de 6.000 de porții de fasole cu cârnați conform tradiției, le-a explicat domnul Barbu că nu este vorba doar de porțile de la cantina socială, care sunt în număr. Deci, în noiembrie anul trecut erau 250 și declarația domniei sale a fost că din aceste 250, 90% reprezintă copii, deci în baza legii, trebuie să beneficieze, iar restul sunt bătrâni, pensionari,
unii dintre ei netransportabili. Da? Și oamenii cu handicap locomotor. Asta mă interesa pe mine. Cât a avut anul trecut? 250. Deci mergem realmente în continuare pe 250. Fiindcă primăria poate să susțină acesta și ar fi păcat de la Dumnezeu să nu poți să dai o hrană caldă unor copii. Dumneavoastră cum vă că tu mai vorbiți de copiii aceia. Să te îndrăzi măcar cu hrană. Să-i ajuți pe acei părinți. Să faci ceva tu ca municipalitate. Ca ulterior să le ceri. M-ați înțeles? Doresc să vă spun ceva. Da. Și poate cu ocazia asta îmi atrag foarte multe antipatii. Dar să știți că eu nu sunt adeptul ajutoarelor sociale. Eu gândesc altfel lucruri. Mie mi-ar place ca... Plus valoare, cu loc de muncă, cum spuneați. Exact, domnule, oamenii sănătoși, da, care sunt apți de muncă. Da, domnul Mandar, credeți-mă că și copiii trebuie să înțelege și pe ei că nu pot. Sau dacă eu sunt salariat, soția mea e salariată, da, trebuie să-mi întrețin familia. Dacă legea face un calcul, salariul meu cumulat cu salariul soției, da, se împarte pe numărul membrilor care îi avem așa și e sub nu știu ce așa, atunci îi ajut cu ceva mâncare pe în copii. În baza legii. Da, în baza legii. Da, da. Normal. Dar pe de altă parte, dacă erați un copil acum, apropo, mă adresez tuturor copiilor, mai ales cei care sunt în clasa 9-10, vă rog frumos să aveți mare grijă de învățătură, de cultură, că la un moment dat al vieții voastre este singurul element care vă poate salva. Familia nu vă mai poate sta la un moment dat aproape și nu aveți decât să vă bazați pe voi înșivă prin meseriile pe care le veți performa, sper eu, aducându-le la un prag înalt de competitivitate, că altfel nu veți reuși. Și să nu mai sperați ulterior ca din 8 milioane care vi le poate oferi un post de muncă în Giurgiu sau de 10 milioane net, că vă puteți întreține o familie sau să vă responsabilizați să aveți și o casă, să vă luați și o mașină, să aveți grijă și de 2 copii. Vă rog frumos să luați aminte și să faceți tot ce puteți voi, astfel încât să vă dăruiți învățături. Mersi frumos, domnul Mandar. Da. Mică, trebuia să fac apelul ăsta. Da, este normal. E singura salvare a lor. Numai că, vezi, da, intervine și aici o altă problemă. Da. Dom'le, copilul ăla, ca să ducă la școală, trebuie să aibă cu ce să se îmbrace și cu ce să se încalce. Aici trebuie să intervine. Ca să, poate să se ducă la școală, da, necesită o servietă, caiete, da, pix, eu știu, carioca, culori, instrumente de desen, da, pentru geometrie. Manualele pe care trebuie să le... Dacă manualele care trebuie să plătiți... Nu să le primești, deci, și mai departe, da. Sunt copii extraordinari de inteligent. Nația noastră de români, da, nativ, este o nație foarte inteligentă. Și să știți că singura noastră salvare vor fi ca acești copii. Dar ce fac acești copii dacă părinților nu au posibilitatea să le ofere acest minim necesar? Și eu știu un sandwich acolo. Îi deplâng practic pe acele persoane și dacă ar fi după mine... Știți câte astfel de persoane sunt în Giurgiu? Ca cred să că, calculăm așa ca și 40%. Procent. Cred că peste 40%, da, domnule Ghirescu. Peste 40%. Îmi deplâng. Mă întrebați. Dar noi, m-ați întrebat ce m-a făcut să intru în politică. Da. Cât am stat pe bară și la salariul meu mare de care vorbeați dumneavoastră, aveam impresia că lucrurile se vor îndrepta de la an la an și prin impozitele și taxele pe care le plătesc se vor îndrepta către acei copii, către familii defavorizate. Dar am văzut că lucrurile nu se petrec așa și se cheltuie așa cum ați observat, au observat și dumneavoastră și se duc numai în buzunarele câtorva. Asta m-a făcut pe mine să mă implic și eu. S-ar putea să clachez, fiindcă vorbeam de mediocritate la un moment dat. N-ați simțit niciodată că mediocritatea prin majoritatea ei vrea să vă scuipe, să vă îndepărteze, să vă marginalizeze? Primează. Mediocritatea primează la absolut toate nivelurile. Am înțeles, dar eu sper până la urmă asta li să facă rușine și să concretizeze. Asta numai Dumnezeu poate să facă o minune. Și eu sper în Dumnezeu, Doamne ajută. Doamne ajută. Și ați văzut că Dumnezeu și timpul le rezolvă pe toate. Domnul Angheles, da, trebuie să vă spun că timpul emisiunii noastre deja a expirat. Da.
Am să vă rog. Pare rău. Să le transmiteți dumneavoastră un mesaj juvenilor care să le mai ridice puțin moral. Le transmit giurgiuvenilor să aibă încredere în mine și sper să-i dezamăgesc, că îi voi dezamăgi la un moment dat, pe cât de puțin pot eu de mult. Să aibă încredere că îi voi reprezenta în continuare interesele lor, nu interesele mele, nu interesele colegilor mei și nu intereselor de grup ale prietenilor mei și așa mai departe. Aveți încredere că măcar dacă observ, vă voi spune atunci când va fi timpul, toate adevărurile și neadevărurile. Vă mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția acordată. Îmi place să sper, dar chiar și speranța de multe ori e spulberată de ceea ce se întâmplă în viața cotidiană. Cred că numai bunul Dumnezeu ne mai poate salva. Și aș vrea ca actorii ăștia politici, e mult spus actori, acești figuranți politici, există un vers parcă lui George Coșbuc care spune să ne ferească Dumnezeu cel Sfânt, să vrem noi sânge, nu pământ. Eu cred că majoritatea oamenilor din țara asta au ajuns la limita suportabilității. Vă dau un sfat și totodată vă adresez o rugăminte, domnilor politice. Aveți grijă, mare grijă. Răbdarea noastră a cam trecut. Doamnelor și domnilor, o seară bună vă doresc și să dea Dumnezeu să ne revedem sănătoși și vinerea viitoare.